Proiectul de lege pe care tocmai l-am votat se referă la facilități de transport pentru veteranii de război, cei care s-au luptat de adevăratele pe fronturi adevărate. Vedeți, dragi colegi, dumneavoastră veți fi niște veterani, probabil, ai luptei cu himere, cu state paralele și mai ales cu Soros, ca să citez un clasic aici în viață care vetiperează în continuu despre asta. Din păcate, nu știu unde veți merge, unde veți călători la vremea dumneavoastră, probabil în statul paralel, acolo unde vă place atât de mult.